Este o epidemie de gripă în toată țara. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul Sănătății Sorina Pinta în cadrul unei conferințe de presă. Pinta a precizat că se constată epidemie de gripă întrucât s-a ajuns în cea de-a treia săptămână consecutivă în care se înregistrează un număr de cazuri peste estimări. Potrivit ministrului Sănătății, este vorba despre o tulpină de virus gripal care determină manifestări ușoare și medii. Specialiștii estimează însă că circulația intensă a virusului gripal se va manifesta și în luna februarie. Cele mai afectate sunt zonele de sud ale țării, în rest fiind vorba despre manifestări locale. Până în după-amiaza zilei de miercuri, bilanțul oficial al deceselor cauzate de gripă în acest sezon a ajuns la 57. Dintre cei decedați, 52 suferau și de alte boli, unele grave. Sorina Pinta a precizat că cea mai bună metodă de prevenire a îmbolnăvirii de gripă este vaccinul. La nivelul Ministerului Sănătății, din cele 1.300.000 de doze achiziționate pentru populația din grupele de risc, au fost vaccinate 1.287.250 de persoane până ieri. Ministerul Sănătății a comandat suplimentar 30.000 de vaccinuri, care începând de mâine vor fi distribuite în țară la direcțiile de sănătate publică care au solicitat acest lucru. Ministrul Sănătății a mai precizat că în acest moment nu se poate afirma că țara noastră se confruntă cu un virus gripal mai sever față de anul trecut, diferența față de sezonul precedent fiind aceea că acum s-a înregistrat un număr mai mare de cazuri confirmate clinic. În ceea ce privește închiderea școlilor, Sorina Pinta a declarat că inspectoratele școlare județene vor decide dacă vor fi suspendate cursurile. Odată cu constatarea epidemiei de gripă, Ministerul Sănătății a transmis către toate spitalele din țară recomandări suplimentare. Între acestea se numără limitarea accesului vizitatorilor în toate unitățile sanitare, în special în secțiile cu risc, și refacerea urgentă a stocului de antivirale necesare tratamentului infecțiilor respiratorii acute. Regulile pentru populație se referă la consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa, izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor cu simptome de gripă, respectarea etichetei tusei și strănutului, igiena adecvată a mâinilor și continuarea vaccinării antigripale.